Vești bune pentru șoferi, au fost finalizate lucrările la podul care leagă localitățile Năvodar și Corbu. În ultimii ani, podul devenise coșmarul tuturor șoferilor care îl traversau. Craterele erau atât de mari încât roata unei mașini ar fi putut să rămână înțepenită. Astăzi, întreaga cale de rulare este asfaltată, inclusiv rampele de urcare și coborâre de pe pod, iar trotuarele și balustradele sunt refăcute și malurile au fost întărite, iar întreaga zonă a fost curățată. Aici era un nod critic, pentru că drumul județean unde suntem noi azi, 296, e de importantă strategică. S-a lucrat non-stop, s-a demonstrat că se poate și vineri s-au finalizat lucrările și astăzi procedăm la recepția acestui pod. A fost nevoie să facem o carotă aici pe partea, pe rampa de urcare dinspre Năvodar, spre Corbu, care aș putea să spun că ne-a întârziat puțin, dar echipa a recuperat timpul pierdut și ne-am încadrat. Podul rutier este important pentru agenții economici care își desfășoară activitatea în zonă, dar și pentru turiștii care vor să ajungă în Năvodar, Mamaia, Corbu, Vadu sau în Delta Dunării. E foarte bine, e ok. E bine. Cum era până acum? Praf, varză. Era greu? Foarte greu. Podul se traversa foarte greu, îți lua 5 minute. Era chiar pericol de, zicem noi, erau niște găuri în asfalt destul de mari. Lucrările de reabilitare au început pe 21 septembrie și au durat aproximativ 2 săptămâni. Investiția a fost de 800.000 de lei, fonduri asigurate de Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța.